Salut, prieteni! Bine ați venit sau revin pe cel mai practic canal de educație financiară în limba română despre bani, acțiuni, cripto și în acest video o să ne concentrăm pe acțiuni, pe acțiuni din domeniul mașinilor electrice și de fapt pe această industrie pentru că în cele mai multe cazuri pe acest canal o să ne cam uităm la posibilități, la partea optimistă. Dar cu toate acestea, chiar că și eu sunt optimist, în același timp sunt destul de realist și vreau să ne uităm și la ce nu funcționează bine în acest moment, care ar fi poate pericolele în acest domeniu al mașinilor electrice și nu, nu e unul din acele videouri vai, vine un crash, să nu mai investim, panică totală, să stăm doar în casă. Stai puțin, ultima chiar sună idee bună. Însă, ideea principală este că acest domeniu al mașinilor electrice știm că este unul din cele care au cam cel mai mare potențial de creștere și pentru noi ca investitori Asta este un plus, pentru că putem să investim în aceste companii, în aceste acțiuni, precum NIO, Tesla, Xpeng, poate Volkswagen, probabil nu Renault, dar lăsând la o parte acțiunile deocamdată, vreau să ne uităm la industrie și să ne dăm seama, cam la fel cum este și cu inflația, să știm de ea, să luăm anumite decizii în funcție de ea, dar nu neapărat să ne facem griji, pentru că pot să ofer acest exemplu al mentalității. Pentru că în momentul când auzi o informație, să spunem că am avea două persoane diferite, poți să ai una din cele două mentalități. Pe partea aceasta, să spunem că am avea această mentalitate de victimă. Această mentalitate ar fi ceva în genul statul e de vină, guvernul e de vină, China e de vină, familia e de vină, prietenii sunt de vină, iubitul, iubita e de vină, spanacul din congelator e de vină, am băut prea mult, alcoolul e de vină. Deci, avem această mentalitate care de obicei ia controlul din mâinile noastre, adică am avea această impresie că nu am avea control și adevărul este că nu putem să controlăm exact ce o se întâmplă aici cu aceste acțiuni, cu această industrie, dar avem destule informații să ne dăm seama că putem să avem cealaltă mentalitate, să spun așa. Și aceea ar fi oarecum una de, nu o să folosesc cuvântul învingător, dar una optimistă, aș spune. Și asta pentru că în momentul când suntem optimiști, ne dăm seama, Ok, avem ceva în fața noastră care poate este de bine, poate este de rău, dar fie că este de bine, fie că este de rău, tot facem ceva încât să fie bine, cel puțin pentru noi. Și asta înseamnă că ne gândim, ok, ceva nou aici poate, noi reguli, atunci învățăm, ne adaptăm și câștigăm. Deci, în cele mai multe cazuri, cu orice informație pe care o avem, depinde foarte mult și cum o absorbim și, în funcție de asta, ce facem mai departe. Deci o să intrăm imediat aici de pe tabletă ca să vorbim despre acest domeniu al mașinilor electrice, să ne uităm care ar fi poate o mică problemă cu bateriile și cum ar afecta asta anumite companii de care știm cu toții și în care poate deja am investit sau poate avem de gând să investim mai mult. Dar înainte să intrăm aici de pe tabletă și să arătăm tot într-un mod cât mai grafic, nu uitați să lăsați un like pentru că asta ajută canalul, asta ajută ca un număr cât mai mare de persoane să afle de toate aceste informații și cel mai probabil să ia decizii mult mai bune din punct de vedere al investițiilor, să aibă o avere, să spunem, din ce în ce mai mare, de la an la an, pentru că au decis să investească în ceea ce trebuie. Și dacă nu ați dat deja subscribe, o să vă sugerez să o faceți acum. Mai important chiar să apăsați pe acel clopoțel de lângă pentru a primi o notificare imediat ce scot un alt video. Și, fără a pierde prea mult timp, hai să dăm drumul la intro și să ne reîntoarcem imediat. Ok, și acum că ne-am întors, vedeți că am luat și niște statistici, asta pentru că o să ne uităm la anumite statistici ca să vedem numere exacte. În general, menționez aceste numere, dar fără să arăt de fiecare dată toate aceste grafice, pentru că ar fi mult prea multe statistici în cele mai multe cazuri, dar vreau să vorbim despre era, cumva să zic dormim, să vorbim despre domeniul acesta EV, cel al mașinilor electrice și de fapt singurul despre care o să vorbim în acest video, însă o să vedem care este legătura între el, baterii și acțiunile în care am putea să investim. Deci, cam știm cu toții că acesta este un domeniu în creștere, dar hai să ne uităm la niște statistici care ne arată cam care ar fi numerele. Sursa este destul de recentă, ianuarie 2021 și aici ne arată care ar fi creșterea ca milioane, vedem aici, de noi mașini vândute și avem aici cu albastru mașini electrice, vedem cât de mic a fost acest număr până acum în comparație cu alte mașini. Și după aceea arată aici creșterea în procente a mașinilor electrice. Și vedem că la început a fost o creștere destul de lentă, dar cu timpul avem această creștere exponențială, asta și datorită economiei de scalare și datorită faptului că se creează destul marketing de la Tesla sau mai bine spus, chiar se recompensează și din partea țărilor dacă Reușești ca și companie să produce aceste mașini electrice. Deci, sunt toate aceste lucruri care ajută industria, dar ca să ne uităm la această creștere, vedem că abia suntem mai mult sau mai puțin la început, adică suntem abia pe undeva pe la 10 milioane, pe când în viitor vedem ajungem la un număr ceva mai mare și chiar ar trebui să gândim probabil mai departe de 2030, pentru că aici avem. 2030 și dacă ne gândim cam cum ar arăta viitorul, aș spune că acest albastru de aici este, sau mai bine spus, are șanse destul de mari și aici folosim și noi albastru, să ajungă să fie majoritatea mașinilor pe care le vedem pe stradă și asta înseamnă că poate peste 80% plus. Nu este până la urmă greu ca aceste alte mașini, să spunem, ce din urmă să fie total scoase de pe piață, să nu zic banate pentru că nu sună prea frumos, dar această industrie vedem că este una care este într-o anumită creștere și de aceea un la mână se investește atât de mult în Tesla, la fel și în NIO, pentru că acestea de-abia sunt aici ca și vânzare de mașini și în viitor va fi o bucată de pizza, să spunem, a slice of the pie, a slice of the pizza, o bucată mult mai mare din plăcintă, din care va putea să facă parte Tesla, NIO poate Xpeng, poate Volkswagen, poate Toyota, Honda, sunt foarte multe companii care ar putea să facă asta, dar în acest moment aș spune că Tesla cam pare să fie cea care ar putea să ia cam cea mai mare parte de aici. Însă asta rămâne de văzut pentru că avem și Statele Unite și China, însă nu vorbim despre asta încă pentru că vreau să ne gândim că aceste mașini până la urmă au nevoie de baterii, iar în acest moment în afara faptului că o să ne mai uităm și la acest grafic, doar că scot în evidență că în acest moment Tesla, sau mai bine spus, în 2013 vindea 22.000 de mașini, în 2020, deci au trecut jumate de milion și dacă ne uităm aici, vedem că este posibil ca în 2025, deci doar în 4 ani, să vândă 5 milioane și acesta este un număr destul de mare, luând în considerare că de aici, 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 avem mai mult sau mai puțin, aș spune, creșteri de aproximativ. Am folosit această denumire, CAGR, care practic ne arată care este compounded annual growth rate, adică care este creșterea growth anuală compusă. Și asta contează pentru că dacă adaugi 30 aici, 30 aici, 30 aici, 30 aici și 30 aici, nu este numărul exact aici, dar vedeți cum această creștere este una exponențială atunci când ai această, acest compounded growth, această creștere care este de fapt dobânda compusă despre care vorbim foarte des și cam așa am vrea să ne arate și investițiile cu timpul. Și mai pot să menționez aici că până la urmă dacă ne uităm la ce au menționat cei de la Arc nu acum mult timp. Avem aici un caz bear, adică unul nu prea pozitiv pentru Tesla pentru 2025 și aici unul bull, adică un, unul a spune destul de optimist și dacă ne uităm la care ar fi predicția de mașini vândute în 2020 a avut 0,5, am văzut asta și mai devreme și în acest caz, mai puțin optimist ar avea 5 milioane, pe când în cazul optimist ar avea 10 milioane de mașini vândute. Și asta de fapt contează aici, în acest model a de la pentru a estima care ar fi prețul Tesla. Ei bine, cred că știm cu toții că este destul de probabil să fie mai sus în viitor decât unde este azi, măcar atât putem să spunem. Și în acest moment prețul mediu de vânzare al mașinii este 50.000 de dolari, iar în cazurile de aici vedem 45.000 în cazul mai puțin optimist și 36 în cazul optimist. De ce este mai puțin aici în cazul mai optimist? E bine, pentru că asta își dorește și Tesla să aibă un preț cât mai mic al mașinii și cu acest mai mic preț al mașinii, reușește să aibă cât mai mulți clienți. Și când ai cât mai mulți clienți, nu faci bani doar din asta. Pentru că, desigur, Tesla poate să facă sau ar putea și din, să spunem, partea de AI, de faptul că mașinile pot să se conducă singure, deci să devină posibil taxiuri unde nu ai mai avea nevoie de oameni, însă asta este pe un orizont ceva mai lung de timp, deocamdată nu este chiar principalul lucru pe care ne concentrăm, însă este un motiv pentru care am vrea probabil să investim în Tesla și aici mai avem care ar fi veniturile din mașini. Vedem că în acest moment ar fi doar la doar, între ghilimele, la un 26 de miliarde și ce se poate în viitor? Ei bine, într-un caz mai puțin optimist, 234 de miliarde și într-un caz optimist să fie 367 de miliarde. Însă, vedem această creștere și cam aici ar fi problema. O să desenez și o să trec de fapt de acest slide pentru a menționa că problema principală cu creșterea mașinilor electrice, al industriei mașinilor electrice, sunt bateriile. Pentru că exact cum am arătat mai devreme, creșterea, să spunem că este una așa, este una care este prezis să aibă un CAGR, o creștere Compounded Annual Growth Rate de cam 30%, deci să crească în medie cam 30% în fiecare an și asta este enorm pentru că la un moment dat nu o să mai fie 30%, pentru că nu mai o să ai, să spunem, atâta loc de crescut. În ce din urmă de aceea acest număr se va duce în jos, adică va fi poate 25, poate 20, tot va crește, dar nu va mai crește la fel de mult, pentru că cum am menționat, trebuie să există o anumită limită. Și asta este pe partea de EV, de mașini electrice și este pe partea de producție, să spun așa. Adică câte mașini se vând, câte se pot produce și deși avem la mașini această creștere, la baterii nu avem exact aceeași creștere. Pentru că, din ce pare, la nivel global, creșterea ar fi undeva în medie acest CAGR pe la un 14% și în cel mai bun loc, se pare, pentru producția de baterii, acesta ar fi China, locația ar fi China și aceasta ar reuși ea doar să fie pe la un 30, ceea ce înseamnă că doar China ar putea sustenabil să țină pasul. Pentru că în momentul în care vrei să produci, să vinzi cu 30%, o să ai nevoie și de aceste baterii. Pentru că dacă am face o medie la nivel global, am fi poate pe la un 20% din punct de vedere al bateriilor. Și asta înseamnă că acea creștere ar fi ceva mai lentă. Și dacă în fiecare an, în următorii 5 ai doar o creștere de 20%, acestea deja nu mai sunt, nu mai există compatibilitate și în momentul când o să ai nevoie să produci, fie că ești Tesla, fie că ești NIO și nu ai destule baterii, în acel moment o să ai ceva probleme. Și acum ca să intrăm în acest subiect al bateriilor, o să menționez doar că aceste baterii sunt create din diferite materiale. O să intrăm aici, să vedem dacă mi-am deschis. Da, aici ar trebui să am deschis. Deci, aici ar menționa în acest PDF, destul de lung, noi să ne uităm la tot despre mașinile electrice, despre baterii și multe alte informații care nu prea sunt importante pentru majoritatea dintre noi. Dar aici ne arată cum arată logistica acestor baterii. Și în cele mai multe cazuri, sau cum este cu aproape orice, se începe cu materia primă. Și aici vedem, avem cobalt avem litium pentru că de fapt aceste baterii sunt după cum se numesc ele, litium ion și acestea au nevoie de mai multe materii, vedem aici că sunt și chiar alte minerale, nickel, cupru și rare earths nu o să încercăm acum să le traducem pe toate pentru că rongleza mea nu ar fi cea mai bună, dar ca să ne uităm la acest traseu logistic vedem de unde se începe totul pentru că avem ce din urmă și companiile care creează aceste mașini și chiar și consumatorul. Dar până să ajungem acolo, avem toți acești pași și aici pare să fie problema principală. Faptul că este nevoie de cobalt și aici vedem că ai nevoie de mai multe surse, după aceea ai nevoie de un trader, după aceea ai nevoie ca cineva să le prelucreze și de-abia atunci ajunge la o altă locație de producție, după aceea vedem la un alt furnizor, după aceea la un alt furnizor și abia apoi vedem aici că ajungem cam în această zonă unde am avea Tesla, am avea consumatorul, adică eu, tu, cei care am putea să cumpărăm și după aceea vedem, ar mai fi și reciclarea care ar duce tot aici, dar aceștia ar fi niște pași puțin mai departe care nu ne interesează neapărat pentru subiectul acestui video și care este de fapt problema aici? Ei bine, nu o să începem acum să ne uităm la toate aceste statistici, dar putem să ne uităm care sunt sursele pentru aceste minerale. Și dacă ne-am uitat aici, putem să vedem care țară are cel mai mult cobalt și vedem că Republica Dominicană Congo este cea care are destul de semnificativ cele mai mari rezerve, adică Vedem aici, deține 49% din rezerva globală. Și după aceea avem și pentru producție tot această locație, Republica Dominicană din Congo. Și vedem, din punct de vedere al producției, chiar se află la un nivel mai înalt. Și aici, una din probleme acestea ar fi că te bazezi prea mult că o țară, un producător, o sursă, sursa de care ai nevoie, s-ar putea să ori aibă probleme, ori să, dacă dorește, chiar să nu mai vând, adică acesta ar fi un scenariu ipotetic. Nu, nu ar exista un motiv pentru care Republica Dominicană din Congo să nu mai vrea să facă export de cobalt. Dar, ca val divers, când depins prea mult de un singur factor, atunci există acest pericol. Să apară niște situații neașteptate, să spunem, și după aceea putem să ne uităm aici și care sunt companiile care dețin cobalt și așa mai departe. Însă vedem că după aceea și dacă mergem aici la litiu, avem țări precum Chile, Bolivia, din nou Australia, după cum vedem, ca și acolo. Și aici există mai puține semne de întrebare, pentru că vedem, avem o diversitate ceva mai mare, adică Chile 30%, Bolivia 26%, Australia 10%. E adevărat, avem doi jucători mari aici, deci depind foarte multe de Chile și Bolivia, însă totuși este o dependență ceva mai mică. Și de ce voiam să arăt asta? E bine, pentru că de fapt și aici menționează în acest PDF că aici ar putea să fie potențiale probleme din cauza jucătorilor limitați, cum am menționat până acum. Când ai mai puțini jucători și depinzi de anumite componente destul de mult, atunci ar putea să existe un pericol, pentru că vedem acest schenar, deci acesta ar trebui să ne arate aici și dacă mergem aici să ne uităm la companii, la consumer, la noi, aici nu ar fi o problemă. Probabil în ce din urmă avem banii să cumpărăm. Dar problema se află mai sus și vedem chiar începând de aici că deja cam toate acestea vin cu anumite semne de întrebare și vedem că nu se oprește neapărat aici pentru că și pe partea de producție, nu pot să învârt aici, dar cred că puteți să vedeți, este vorba de producție aici și aici avem aceste linii și asta ne arată că s-ar putea să nu fie destul de mulți furnizori încât să fim siguri că dacă Tesla o să vândă foarte multe mașini sau Nio, atunci nu o să aibă probleme datorită tuturor acestor pași care au loc înainte. Pentru că aici este vorba de logistică și pentru că suntem atât de devreme în acest domeniu EV, nu știm cum va funcționa să spunem când vom ajunge la următoarele numere. Când de aici, în acest moment, având numere destul de mici. Trebuie să ajungem la această scalare și adevărul este că Tesla s-a cam gândit la asta și aceasta ar fi de fapt ultima informație pe care aș vrea să o ofer faptul că cei de la Tesla chiar au anunțat când au fost anul trecut în China sau mai bine spus chiar Elon Musk când a fost în China în Shanghai pentru că știm că are acolo o zonă de producție. Acesta a menționat că vrea ca bateriile sale, aceste baterii lithium ion care sunt construite din toate acele minerale, adică sunt mai multe lucruri care intră în componenta acestei baterii. Și cum am menționat aici Elon Musk și de aceea ne cam uităm la Tesla destul de mult, pentru că este cea care dă tonul aici, cea care încearcă să vină cu inovație. Pe când NIO, dacă ea se concentrează foarte mult pe a crește vânzările și adevărul este că în acest moment cam asta face. Există aici Tesla cu un om precum Elon Musk care nu se gândește atât de mult la companie, la vânzări, la Bitcoin, deși vedem că are și Twitter cu Bitcoin și Dogecoin, dar vedem că se gândește și la inovația pe termen lung. Cum putem să facem pentru ca în viitor să fie lucrurile mai simple, să nu depindem de anumite țări, de anumite materiale și acesta a menționat aici că vrea o mașină fără cobalt și de fapt chiar au început să facă asta, pentru că asta este ceva ce îl pune în față pe Elon Musk, faptul că se concentrează foarte mult pe inovație și asta desigur și pentru că gândește într-un anumit mod, dar și pentru că nu l interesează atât de mult banii și asta înseamnă că majoritatea deciziilor pe care le ia nu sunt neapărat pe termen scurt, nu sunt pentru popularitate, deși cu siguranță îi place și asta, dar acum să nu le laudăm foarte mult pe Elon Musk, probabil are și el minusurile sale, însă are această viziune pe termen lung și uitându-ne la aceste informații, ne cam putem da seama că, da, pot să existe anumite probleme în acest domeniu, mai ales datorită bateriilor, pentru că NIO nu face ce face Tesla, deci ea o să depindă foarte mult de câte multe baterii se pot face. Ceea ce e drept, avem aici China, care cam pare să reușească să țină pasul, dar după aceea trebuie să ne gândim. Avem aici Statele Unite, avem aici China. Dacă aici se produc cele mai multe, aici mai puține, și poți menționa de ce se produc mai puține baterii în Statele Unite, asta pentru că aici sunt mai multe reglementări. Adică, în China, dacă statul vrea, ok, s-a decis, creăm aici o locație pentru a produce anumite lucruri, dar nu, nu există poate. Pe când în Statele Unite există acest poate pentru că depins foarte mult de oameni, ai o democrație și, de fapt, asta a făcut ca Statele Unite să fie unde sunt acum. Faptul că puterea, cel puțin poate imaginară sau nu, este în mâinile oamenilor și asta i-a făcut pe majoritatea oamenilor de acolo să înțeleagă că, ok, dacă ceva nu convine, pot să spun asta și dacă destule persoane sunt împotriva unui lucru, normal că acel lucru este posibil să nu devină realitate și putem să ne gândim aici, dacă o companie precum Tesla vrea să își facă o zonă de producție în Texas și nu este lăsată de persoanele de acolo, să zicem, e bine, atunci o să fie timp pierdut, poate bani pierduți, pe când în China nu prea există aceste, aceste semne de întrebare. E ok sau nu? Și dacă aici, în China, se vor produce ce mai multe baterii, dacă Tesla nu va putea în Statele Unite, deși Tesla este una din cele care vedem, vin cu inovație, probabil încet, încet vor depinde cât mai puțin de alte locații, de alți factori, deci acesta este un plus pentru Tesla. Însă, în cazul acesta, dacă NIO și Tesla, ambele vând și în China, atunci, dacă există, să spunem, un stoc limitat, unde se va duce acel stoc? Care va avea oarecare preferință atunci când este vorba de a vinde la producător, la cumpărător în acest caz de baterii. Și dacă este vorba de NIO sau Tesla, e adevărat că sunt ceva șanse ca NIO să fie preferată, dar să ne gândim și că Tesla este una din favoritele persoanelor din China. Adică este un brand considerat de lux, este mașina Tesla, este dorită să spun așa de către chinez, dacă ne-am uitat la majoritatea lucrurilor care se spun acolo și nu degeaba este cam singura companie care a cam primit tratament preferențial în China. Pentru că chinezii au un anume scop și acela este să crească China. Și dacă Tesla ajută să crească China, normal că aceștia îi vor oferi un tratament preferențial, iar China în domeniul EV este unul dintre lideri. Și unul din ultimele lucruri pe care pot să le menționez este că dacă avem un stoc limitat la nivel global, din punct de vedere al bateriilor, unde se vor duce aceste baterii? Ei bine, în cele mai multe cazuri se vor duce la cine poate să cumpere cât mai mult, pentru că aici avem furnizori și aceștia, în cele mai multe cazuri, ori să vândă celor care aduc pe masă cei mai mulți bani, adică cei care aduc cea mai mare garanție că ok, cumpărăm toate aceste baterii. Pe când, dacă o altă companie vrea să cumpere într-o cantitate mai mică, normal că nu o să primească un tratament preferențial față de cumpărătorul ceva mai mare. Și aici trebuie să ne gândim care companie ar fi mai mare și Adevărul este că Tesla este una din cele care probabil și-ar permite, fie că face vreun împrumut în Statele Unite și așa mai departe, să cumpere acest stock. Deci este posibil ca Tesla, chiar și Nio, și aici putem să venim chiar și cu alte nume destul de mari, adică Toyota cu siguranță și-ar permite, Honda cu siguranță și-ar permite. Și acum, de fapt, menționez că am toți jucătorii mari, dar. În același timp, sunt jucători pe viață care nu ar avea de câștigat. Și aceia care ar fi? Deci care ar fi pe minus aici pentru că nu au banii, resurse necesare? Ei bine, Workhorse nu ar avea dacă ar dori pentru business său. La fel, CCIV, care deocamdată am impresia că nu a vândut nicio mașină. Altă companie, acum nu cred că am putea să punem aici Xpeng sau Li, pentru că acestea probabil ar primi un anume tratament preferențial, dar... Orice altă companie care este în acest domeniu al mașinilor electrice și hai să spunem, Fisker, acestea nu ar avea atât de mulți bani încât să își permită, dacă ar fi un stoc limitat la nivel global, să cumpere. Și până la urmă de aceea ne uităm atât de des la companiile mai mari. Ok, Toyota, Honda, nu știu dacă sunt neapărat liderii, dar am putea să punem aici poate Xpeng, la fel un jucător destul de important pe această piață, mai ales că face parte din China și cu asta cred că încheiem pentru acest video pentru că am cam scos în evidență cam care ar fi plusurile pentru industrie, dar care ar fi și minusurile și cum ar putea să afecteze ce puțin anumite companii. Pentru că și Tesla ar putea, dacă nu are o relație bună cu China, dar acestea sunt semne de întrebare la care vom avea un răspuns cu timpul. Însă, deci, până atunci, ce putem să facem? Să profităm de faptul că poate unele acțiuni sunt la o anumită reducere și am văzut cât de mult potențial mai este de creștere pentru mașinile electrice la nivel mondial și, în același timp, trebuie să ne gândim că Nio, da poate o să aibă acea creștere exponențială ca Tesla, dar după aceea avem Tesla care, deși am văzut acel grafic unde crește vânzarea de mașini, acesta probabil nu va fi singurul lucru pe care îl face. Pe când la NIO, aceștia s-ar putea să facă doar acest lucru, așa că aici chiar ar fi o diversificare dacă am investit și în NIO, Xpeng, Tesla, pentru că acestea se concentrează doar pe mașini, Tesla aș spune că poate să devină top 10 una dintre cele mai mari companii din lume în perioada următoare, mai ales ca cel top 10 la nivel global, unde acum avem Apple, Microsoft, acestea s-ar putea să se schimbe cu timpul, mai ales la cele care vin din urmă în domenii ceva mai inovative. Dar cu asta încheiem pentru acest video. Nu uitați să lăsați un like dacă nu ați făcut-o deja și puteți de asemenea să apăsați pe butonul de subscribe, dar mai ales pe clopoțelul de lângă pentru că acela vă va notifica imediat ce scot un alt video și până data viitoare vă urez toate cele bune. Fie că e vorba de investiții sau de orice altceva.